Ați auzit, deja clopoțelul a sunat pentru prima dată în acest nou an școlar. Bună dimineața, vă spunem, bine ați venit și bine ați revenit pentru cei mai mulți la școala din Dumbrăvița, la școala noastră și la școala voastră, astăzi, într-o zi frumoasă de toamnă, în prima zi a noului an școlar 2016-2017. 2017-2018. Eu sunt încă în vechiul an. Am deosebită plăcere de a prezenta oameni deosebiți care astăzi au ales să fie alături de noi. Alături de copiii noștri, alături de părinți, alături de oficialitățile din Dumbrăvița. Începem cu doamna inspector general, doamna profesor Danielescu Aura. Doamna Roxana Mănăsie din partea Consiliului Județean Timiș. Domnul primar Malac Victor, primarul comunei Dumbrăvița. Domnul viceprimar Micloș Arpad. Domnul Leșe Ovidiu, agent principal la postul de poliție din Dumbrăvița. Părinții bisericilor noastre din Dumbrăvița, părintele Baboș Vasile. Colegii mei, părinții Mate Laioș și Suci Andraș Otu. Și nu în ultimul rând, doamna director adjunct Deneș Ildico. Încep în primul rând prin a-i mulțumi doamna inspector general pentru că a răspuns pozitiv invitației noastre de a fi astăzi în mijlocul nostru al elevilor și a părinților. Îi mulțumesc, bineînțeles, și pentru sprijinul acordat în acești ani în care a fost și inspector general, în multele situații, multe dintre ele delicate fiind, pentru sprijinul, pentru ajutorul pe care ni l-a acordat nouă, ca și școală și mie personal, ca și coleg director de școală. Îi mulțumesc domnului primar Malac Victor, domnului viceprimar Micloș Arpad, domnilor consilieri, reprezentanților autorităților locale pentru sprijinul acordat, pentru a putea începe cursurile acestui nou an școlar în cele mai bune condiții. Am mai adăugat la zestrea noastră materială câte ceva, în fiecare an câte ceva. Pentru unii poate puțin, pentru noi însă foarte mult. Și pentru acest lucru le mulțumim din suflet. Dragi părinți, mă adresez dumneavoastră, celor care ați venit astăzi într-un număr foarte mare. Vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți astăzi împreună cu copiii voștri, să fiți lângă ei și vă îndemn ca și în continuare să faceți acest lucru. Este foarte important, atât pentru noi ca și dascăli, dar cât și pentru copiii voștri să fiți alături de ei, în diferite activități, întâlniri, manifestări, să fiți alături de ei, să vorbiți cu ei, să vă jucați cu ei, să le arătați atenție, să le arătați dragostea părintească și să nu vă îngrijiți doar de lucrurile materiale, gândindu-vă ceea ce au nevoie pentru ziua de mâine, să vă gândiți și la partea spirituală, pentru că de multe ori aceasta este cu mult mai importantă. Îndemnați-i să iubească cartea și învățătura. Îndemnați-i să vină la școală. Omul ajunge om doar prin educație, spunea un filozof. Școala noastră, dascălii noștri, sunt cei care le vor transmite din experiența și din cunoștințele lor. Sunt cei care îi vor forma pentru ziua de mâine. Copiii dumneavoastră sunt și ai noștri, ei sunt oglinda și mândria și a noastră, dar să știți că și a voastră. Ei ne reprezintă pe noi, reprezintă Dumbrăvița atunci când vor pleca din această școală. Și gândul nostru și al meu zboară astăzi și spre cei care au absolvit anul trecut clasa a 8-a. Și să știți că le urăm din suflet mult succes la cei care astăzi pășesc pragul celor mai importante și mari licee din Timișoara. Ne mândrim cu ei,
Ne lăudăm cu ei și le dorim succes în acest nou an școlar. Stimate cadre didactice, dragi colegi, pentru noi ziua de astăzi este o zi a bucuriei, dar totodată este și o zi plină de emoție, încărcată de emoție, chiar dacă pentru marea majoritate dintre noi nu este prima zi și am mai trecut prin această situație, cu toate acestea, toți suntem emoționați. Și acest lucru este normal și este firesc. Este normal să avem emoții, deoarece ne pasă. Ne pasă și nu suntem indiferenți la ceea ce se întâmplă. Dorim ca munca noastră, eforturile pe care noi le depunem, să nu rămână în zadar. Munca noastră, aceasta de educator, de formator, nu este una ușoară. Este o muncă grea. Poate de aceea este și frumoasă, deoarece este grea. Nu oricine poate să facă ceea ce dumneavoastră faceți. Munca aceasta presupune vocație, presupune profesionalism, dar totodată presupune și dăruire totală. Educatorul este cel care îmbrățișează atunci când toți ceilalți resping. Este cel care încurajează atunci când ceilalți poate condamnă. Este cel care vibrează atunci când vede efortul și curajul de a concura al celor care au rămas în urmă. El este cel care se face mic pentru ca cei mici să ajungă mari, pentru ca elevii lui cei mici să ajungă oameni mari. Spunea cineva că un dascăl, un profesor, este asemenea unei lumânări, căci el se mistuie pe el însăși mai întâi pentru a lumina calea celorlalți. În Sfânta Scriptură este un citat foarte frumos care spune așa: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune să laude pe Dumnezeu din ceruri. Dragi elevi, toamna se numără bobocii și tot numărând și numărând am ajuns la 100. 100 de boboci au început astăzi clasa pregătitoare. Pentru voi toți, cei din clasele pregătitoare, dar și pentru ceilalți din celelalte clase, școala s-a pregătit pentru a vă primi cu porțile deschise. Doamnele învățătoare, doamnele diriginte s-au pregătit și și-au împodobit clasele cum au putut și cum au știut mai bine, pentru ca voi să vă simțiți bine în acest mediu. Aici veți găsi părinți spirituali. Aici doamna învățătoare și doamna dirigintă va fi pentru voi a doua mamă. Aici veți descoperi tainele scrisului, ale cititului, tainele științelor reale sau umaniste. Aici vă veți forma pentru viitor. Tuturor din suflet vă spun mult succes în acest nou an care tocmai a început, multă putere de muncă și să vă bucurați la sfârșitul anului de rezultatele pe care vi le doriți. Aș dori ca în continuare să vă prezint numele cadrelor didactice, a celor care vă vor îndruma pașii în acest an școlar. Și începem cu cei mai mici, cu doamna Tătucu Lionela la clasa pregătitoare A, cu doamna... Da, aplauze! Cu doamna Luci Bonchiș la clasa pregătitoare B, cu doamna Titei Cristina la clasa pregătitoare C, cu doamna Bica Alina la clasa pregătitoare D, cu doamna Iosup Ramona la clasa 1-a A, doamna Danciu Dana la clasa a 2-a B, a 1-a B, pardon, cu doamna Popa Adina la clasa 1-a C,
cu domnișoara Faur Ramona la clasa a doua A, cu doamna Cândia Margareta la clasa a doua B, cu doamna Vătășescu Ioana la clasa a doua C, cu doamna Țoanca Dina la clasa a doua D, cu doamna Albici Zenobia la clasa a treia A, doamna Vuia Iuliana la clasa a treia B, doamna Alma Gatiș Ioana la clasa a treia C, doamna Brătulescu Elena la clasa a patra A, doamna Ardelean Sorina la clasa a patra B, doamna Resiga Narcisa la clasa a cincea A, doamna Vințan Ioana la clasa a cincea B, doamna Laslo Hoini la clasa a șasea A, doamna Chiriac Cosmina la clasa a șasea B, doamna Diaconu Dorica la clasa a șaptea A, doamna Farminodora la clasa a șaptea B, doamna Luca Violina la clasa a șaptea C, domnișoara Boșcovic Cara la clasa a opta A și domnișoara Creț Ioana la clasa a opta, la a opta B. Iar copiii de la secția maghiară vor fi coordonați în continuare de doamna director Deneș Ildico. Tuturor mult succes în noul an școlar! Aș vrea să îmi cer iertare, doamne inspector general, pentru că am vorbit eu primul, dar m-am gândit că dacă nu o să fac eu lucrul ăsta, nu o să mai apuc să spun nimica și de aceea am zis, hai măcar să am o mică șansă. Mulțumim, doamna inspector general, încă o dată pentru prezență. Mulțumesc, stimate coleg, domnule primar, distinși invitați, stimați colegi, stimați părinți, dragi elevi. Mă bucur să mă aflu astăzi la dumneavoastră acasă. Spunea colegul meu că dacă nu era dumnealui primul, nu mai ajungea de mine să vorbească. Deci mi-a mers numele că vorbesc mult și foarte mult. Sper așa, din când în când, să vorbesc și bine. Nu vă rețin mult. Ziua de astăzi este ziua dumneavoastră. Este ziua voastră, dragi copii, și cu emoție am venit la voi acasă, la voi la școală. Spuneam colegilor mele de dimineață că așa emoții cum aveți voi, am și eu în fiecare an. De la ora 4 azi noapte mă tot gândeam să nu cumva să întârzi, să nu cumva să nu ajung, să fiu aici între voi. Sunteți într-o școală extraordinar de frumoasă. Mulțumim domnului primar, domnului viceprimar, Consiliului Județean pentru efortul financiar pe care l-au făcut pentru voi. Să știți că sunteți deosebiți și din acest punct de vedere. Nu sunt mulți cei care pot să vină la școală în condițiile pe care le aveți voi. Și am mers prin foarte, foarte multe școli. Mă uit la voi, dragii mei elevi de clasă pregătitoare și așa cum vă povesteam că am emoții și eu la fel ca voi, să știți că și eu sunt tânără datorită vouă, datorită elevilor de clasă pregătitoare, mă simt așa, indiferent cum trec anii, pentru voi și odată cu voi sunt și eu cu sufletul la fel de tânăr. Vă doresc din tot sufletul, fără să pun monopol pe discuție, dumneavoastră, dragi părinți, dumneavoastră, dragi colegi, putere în acest an școlar. Să fiți toleranți, să aveți răbdare, să vă iubiți copiii și dumneavoastră colegii mei și dumneavoastră părinți. Și atât de frumos cum a vorbit domnul director, toate acele îndemnuri, toate acele povețe care au plecat spre dumneavoastră, să le urmați, pentru că veți fi la final cu adevărat fericiți. Sper ca zâmbetul de pe buzele mele, din sufletul meu, să ajungă la fiecare dintre dumneavoastră, să aveți parte de multă sănătate, de un succes deplin și să dea Dumnezeu să ne vedem la vară atunci când adunăm roadele muncii voastre. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru faptul că ați acceptat să am și eu așa un scurt discurs în prima dumneavoastră zi de școală. E prima școală unde sunt onorată să deschid festivitatea începerii cursurilor. Mă bucur, încă o dată vă spun că mă aflu aici. Sănătate și succes de plin vă doresc. Mulțumesc! Da,
nu, am vrut încă să-i dau microfonul colegului meu, pentru că am vrut să-mi cer scuze. Așa discret, încet, cum am venit, am să mă retrag pentru că merg spre o altă unitate de învățământ, spre alți copii, am să le povestesc ce am văzut aici la voi, cât de frumoși sunteți și îmi cer scuze pentru absența mea de la momentul în care colegii și domnul primar va ține un discurs și vă va transmite din suflet câteva cuvinte. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Stimați invitați, stimate cadre didactice, dragi părinți, iubiți copii, bine ați venit în nou an școlar. Și cu permisiunea dumneavoastră vă rog să-mi permiteți să îmânez un coș de flori, doamne inspector general, care ne-a onorat cu prezența astăzi la deschiderea noului an școlar. Nu-mi rămâne de făcut decât să vă urez să aveți un an mai bun, cu rezultate foarte bune și vă asigur că totul ce depinde de noi, administrația, de Consiliul Local, de cadrele didactice, vom face ca dumneavoastră copiii noștri să aveți condițiile foarte bune pentru a continua procesul de învățământ. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc să aveți o zi frumoasă. Din partea Consiliului Județean, doamna consilier Roxana Mănăsie, dacă dorește să ne adreseze. Stimați invitați, stimați profesori, părinți, poate și bunici, dragi copii, elevi, mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi în preajma dumneavoastră, în această școală minunată. Mă bucur să observ că aveți niște condiții extraordinare. Mă bucur să văd niște oameni frumoși. Vreau să vă doresc un an minunat, plin de rezultate frumoase și vreau să vă fac un îndemn. Nici o secundă să nu priviți școala și să nu o tratați ca pe o obligație. Să tratați școala ca pe un drept. Un drept al vostru de a primi informații, cunoștințe și de a acumula educația pe care o veți purta cu voi în fiecare an din acest moment. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul viceprimar, dacă... Bună dimineața, dragi invitați, bună dimineața doamnelor și domnilor, bună dimineața, dragi copii! În cadrul școlii o să aveți activități culturale, sportive, unde veți participa, dar Asociația Club Sportiv, cu o gamă largă de secții sportive, vă așteaptă unde să faceți sport, într-un mediu sănătos, să vă dezvoltați atât mental cât și fizic, într-un cadru bine organizat. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves vendégek, kedves szülők, nagyszülők, kedves gyerekek! Elsősorban szeretnék gratulálni, hogy a magyar szakosztályon vagytok. Szeretnék megkérni, hogy a sportegyesület keretében sok sportág vár, hogy sportoljatok és eredményeket érjetek el. Köszönöm szépen, mulțumesc frumos! Și acum poezioară foarte frumoasă pe care eu am găsit-o, copii. Vă rog să o ascultați, se adresează celor mici, dar și celor mari. Colegi de clasă, de Emilia Plugaru. În curtea fiecarei școli, ținându-se timid de mână, în zi de toamnă liniștită, un pâlc de prichindei se adună. În ochii lor sclipesc steluțe de bucurii nemărginite. Și cine știe câte drumuri de aici prin lume sunt pornite. Până mai ieri, amici de joacă, îi vezi acum porniți de acasă. Vor trece ani,
Ei vor rămâne colegi de școală și de clasă. Și vor avea și alți prieteni și alți colegi, dar nu o să poată uita această zi. Să uite careva vreodată. Eu vă urez cu această mică poezioară un an de început bun școlar, cu multe succese, cu multe prietenii legate aici. Sunt prietenii foarte trainice care se leagă de la clasele primare și de la clasele gimnaziale. Kedves tanulók, nektek egy jó évet kívánok, sok sikerrel, jó eredményekkel és egészséggel. Mulțumesc! Din partea postului de poliție, domnul agent principal Leșe Ovidiu, îi mulțumim pentru colaborare și pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în toți acești ani de când este la postul din Dumbrăvița. Bună dimineața, dragi elevi, stimați părinți și cadre didactice, vreau să vă spun că pentru Poliția Română siguranța în școli constituie o prioritate, de aceea vă îndrum în cazul în care aveți o problemă să vă adresați lucrătorilor din cadrul postului de poliție Dumbrăvița. Vom da dovadă de solicitudine și de aceea, în cazul în care veți avea o situație de urgență, vă îndrum să apelați cu siguranță numărul 112 sau să vă prezentați la postul de poliție. O chestiune aș vrea să punctez referitor la trecerile de pietoni amplasate la drumul județean. Mare atenție, dragi copii, când traversați drumul, în niciun caz să nu alergați pe trecerea de pietoni, tot timpul să vă asigurați stânga-dreapta, iar în cazul în care observați că se deplasează cu viteză o mașină, aș prefera să vă opriți, să nu traversați. Iar dacă cumva sunteți pe bicicletă, vă dați jos de pe bicicletă și traversați trecerea pe lângă bicicletă. Cam atât aș vrea să punctez. Vă doresc un an plin de succese și numai note bune. Mulțumesc! Părinte, la început de an școlar, nimic fără Dumnezeu, nu? Nihil sine Deo. Prea iubiți părinți, domnule primar, părinte director, dragi cadre didactice, voi toți care v-ați adunat astăzi aici, dragi părinți și confrați, cuvântul Domnului spune așa, nimic fără Dumnezeu, sau pe limba latină, nihil sine Deo. Iubiților, înțelepciunea și-a zidit casă. Și-a zidit casă tocmai în Dumbrăvița, iubiților. Dar dacă vom asculta cuvântul lui Dumnezeu, această înțelepciune se va sălășlui în inimile noastre și ale voastre. În fiecare duminică, eu și cu părintele director, ne rugăm pentru toți copiii, pentru toate cadrele didactice, pentru toți care concură la educația și formarea copilașilor pe care îi păstorim. Acum să dăm început și binecuvântare din partea lui Dumnezeu peste acest nou început de an, care să fie plăcut Domnului. Un an în care să iubim mai mult. Un an în care să ne dăruim, să ne dăruim unii altora prin studiu, prin învățare, prin practicarea faptelor bune. Preiubiților, voi începe prin rugăciunea adecvată acestui moment solemn, la care vă invit și pe dumneavoastră să luați parte. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Vă rog să rostim Tatăl nostru împreună, dar așa ca un jurământ, ca o angajare profundă. Suntem în fața Domnului. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă ne rugăm pentru ca să trimit acestor tineri elevi și copii Duhul înțelepciunii, al înțelegerii, să le deschidă mintea și cugetul și să le lumineze spre primirea învățăturilor celor bune, pentru ca să sădească în inima lor frica sa cea dumnezeiască, începutul înțelepciunii, și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții și să lumineze mintea lor ca să se abată de la rău și să facă binele. Te rugăm, deschide mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, pentru ca să le dai lor înțelepciune, care șade la tronul Tău, Doamne, și să se sădească în inimile lor și, și ca ei să învețe ce este bineplăcut înaintea Ta. Pentru ca să sporească ei cu înțelepciunea și cu vârsta spre slava lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință, să fie ei bucurie și mângâiere atât părinților lor, cât și întărire bisericii noastre. Rugăm-ne Ție, Doamne! Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, Cel din începutul zidirii Tale ai pus în trânța înțelepciune, cumpănă și putere, Cel ce pe omul creat de Tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a Te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura Ta cea văzută și nevăzută. Cel ce ai zădit întrânsul minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înarmat pe om cu gând pătrunzător și dreaptă socotință, Tu Cel ce l-ai împodobit pe împăratul David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la vârsta de numai 12 ani îi uimea pe învățații din templu cu învățătura sa cea mai presă de cuprindere, Tu, Doamne, Cel ce din înălțimea cerului Tău duhovnicesc îi vezi acum pe acești elevi în pragul cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor, Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează începutul, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului. Păzește-i de cursele rătăcirilor celor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzăstrează-i cuvința de a servi biserica și țara, neamul, prin comoarea sufletului lor. Deprinde-i, Doamne, cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului să fie cu voi cu toți. Amin. În numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Vă doresc tuturor sănătate, bucurie și succes în anul nou școlar. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cine suntem aici la față. Harul Domnului, dragostea lui Hristos, împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți. Amin. Că de jerecăc, ișteneal de așat,
Jó egészséget, kitartást kívánok erre az új tanévre. Isten áldása legyen veletek és munkátokon. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, a mennyei Atyának szeretete, a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen. Lăudați să fie Iisus Hristos! Doresc să mă alătur rugăciunii părinților, tot ce am spus rugăciunea domnească, să cerem și mijlocirea ajutorul Maicii Domnului. Știm foarte bine la nunta din Canaan, datorită mijlocirii ei, bucuria, începutul de viață a doi oameni a rămas completă. De aceea și noi să o rugăm pe ea ca și o mamă bună, mama noastră cerească, să aibă grijă atât începutul acestui an școlar, cât și parcursul, să fie un drum plin de succes și de bucurie. Să ne rugăm împreună. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Most együtt imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus Krisztus minket imádkozik, imádkozik tanított. Jóisten, kegyelme, áldása, kísérje minket, ezt a tanévet is sikerrel és sok eredményen tudjuk befejezni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen. Szenebinek van tézzel, tot poternikul Dumnezeu, Tatăl, Fiul, și Duhul Sfânt.